Lucrările pe UTAGA Găuzia sunt planificate, deci în ce privește fundațiile. Să le finalizăm practic la începutul lunii august și începând cu august trecem deja și în alte raioane, cum ar fi deja Cahul, Taraclia. În Consacticul de Sus încă nu am ajuns cu lucrările pentru că am primit acum recent deci analizele la soluri și s-a stabilit ce fel de fundații vor fi acolo. Respectiv, peste o săptămână, maxim în două, deci tehnica va fi deja și în Consacticul de Sus. Conform proiectului tehnic avem 6 tipuri de fundații și în dependență de tipul solului se stabilește care anume fundație va fi folosit și dependență de tipul pilonului. Aici, chiar în spatele nostru, va fi unul din cele mai înalte pilonuri. Conform legislației noastre, lucrările pot derula concomitent cu procedura de expropriere. Noi acum, la data de astăzi, suntem pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Găgăuzia, unde au fost începute lucrările, da, în aprilie, suntem la un progres de 71 de cereri deja depuse de către persoanele afectate. Din aceste 71 de cereri depuse, 53 de persoane afectate deja au acces la mijloacele financiare. Oricare din proprietari are desigur că anumite drepturi. În ce constă drepturile lor? Este să conteste în cazul în care consideră că nu este corect calculat suma de compensare. Cu ce pot ei să adreseze este subiectul mărimii compensației. Deci asta este unicul subiect care ei pot să facă o plângere sau să ridice anumite întrebări. Avem proces de import anumitor materiale, inclusiv se apelează la echipe și din afara țării pentru ca să asigurăm acea capacitate și acea viteză a construcției de care o așteptăm cu toții.